Dacă vreți să cumpărați coins pentru Falti mai timp, intrați pe linkul din descriere. Salutări și bine v-am găsit la un nou episod din Cariera Sfat 2014. Venim după două meciuri fantastice pe care le-am câștigat cu același scor. Hull City vs Everton 0-3 și Everton vs Juventus 3-0. Astăzi avem de jucat un meci împotriva celor de la Wigan Athletic și putem juca cu cea mai bună echipă posibilă, pentru că meciul cu Liverpool e departe. Wigan Athletic, sperăm că nu ne vor încurca, dar de obicei echipele mici ne încurcă. Hai să aruncăm o privire la clasament. Pe locul 2, la 4 puncte, în spatele campionilor de anul acesta, în realitate, în Premier League. Iar Wigan Athletic au 5 victorii, 3 egaluri și 6 înfrângeri. 23 de goluri primite, de cel mai slabe apărări. Ar trebui să-i batem. Hai să vedem echipa. Oh, nu, așa de obosiți. Ha, nu dăsăm încă advance. Acum sper să nu fiți. Oviedo vrea să joace în următorul meci, pentru că dacă rămâne în vestiar are o presimțire că îl va vizita Violaticea. Așa că trebuie să-l bag. Oviedo în locul lui Baines. Aurier în locul lui Manga. Nu vreau ca Manga să fie foarte obosit pentru meciul cu Liverpool. Jorginho aici. Bernard aici. Sau nu, Berle aici, nu Bernard. Miralas, Anișebe și Deulozeu. Aceasta este echipa. Dacă vom bate, vom rămâne pe locul 2. Meciul începe și Miralas o pase către Coleman, care deocamdată pare schizofrenic. În fine, sperăm că această fază nu va dicta modul în care va merge meciul. McLean trece ușor de Jorginho și Jorginho nu ia mingea. McLean în careu. Foarte bine acolo Aurier, dar din nou greșește. Ce se dă loc cu McLean ăsta? Centrează bine, apără Pantelimon. Prima ocazie a partidei, apare minutul 5. Pantelimon este într-o formă incredibilă. Am văzut meciul cu Juventus, ceea ce poate face când a scos mingi după mingi. Însă Wigan Athletic începe meciul bine și avem destul de emoții acest început. Pase foarte bună, însă Coleman. Foarte bine irlandezul recuperează mingea. Anișebe. Fellaini cu o pasă greșită. Însă din nou acolo se bate Miralas. Foarte aproape să recupereze. Șansă bună de contraatac acum. Berli către Deulozeu, care scapă din marcaj. Deulozeu în careu. Șut, apără. Și mare ocazie a echipei noastre. Din păcate, portarul a făcut o intervenție fantastică și pe urmă fundașul face foarfecă. A fost gimnast în tinerețe. Se dă offside, dar nu avem nevoie, că oricum mingea era la mine. Minutul 14. Exact de ceea ce mă temeam. Wigan Athletic arată ca o echipă puternică. Jorginho, noul Gerard. Către Berli. Trece foarte bine acolo Berli, dar pierde fața lui Espinoza. Espinoza în spate către McManamanamanamana. S-a întors McManamanamanamanamanamanamana. Exact atât de mana are, credeți-mă. Țineți minte acel episod din FIFA 2013 cu McMana. Ei bine, acum trece foarte bine Espinoza. Aurier blochează și... Oh my fucking god. McCarthy înscrie. A fost jumătate vina lui Pantelimon, jumătate vina mea, pentru că dau pase în centru și suferă McCarthy acum. Da, am dat pasă greșită. Suntem conduși cu 1-0 din păcate. Însă de-abia este începutul meciului. Avem timp să revenim. Sperăm că o vom face. Miralas către Anișebe Bestia, care prea în care... Foarte bine acolo Fellaini recuperează. Jorginho. Rămâne mingea la Anișebe. Anișebe pasă foarte bună către Berli. Berli! Oh! Oh my fucking god. Ia să văd și eu offside-ul. Da, a fost offside. Doamne! Era 1-1, pentru că Berli nu avea cum să rateze de acolo. Incredibil. Bocchetti, sari ca un om normal la cap, te rog frumos. Ivan Ramis către Espinoza, care a jucat un joc fantastic. De la porni golul. Din nou Espinoza, îi dă un umăr în față lui Berli. Garcia. Foarte bine acolo, au... Oh my fucking god.
Ești cumva Cheliosul în deghizare, domnul arbitru? Partenerii noi Aurier câștigă la cap. Oh my god, Bocchetti, ce se întâmplă cu tine la cap astăzi? Încă o greșeală lui Bocchetti. Vedem. Spectatorul spune că Mana este un jucător promisător pentru viitorul Angliei. Cu siguranță spune asta. Acum Deul Ozeu. În față cu Mana. Deul Ozeu centrează bine. Pase! Oh my fucking god, Miralas, dacă dădeai pase cum trebuia, eram la bine. Dacă am intrat 1-1 la pauză, ar fi aur. Însă e greu când echipa asta se apără incredibil și joacă precum Barcelona. Acum se mirează cu foarte bine, pasă către Anișebe, care însă n-are viteză. Ai, mă, cât de aproape era să recuperăm mingea. Acum Anișebe tot nu recuperează. Spinoza către Maluni și dau pas în spate. Mă dau pe high pressure și ultra attacking. Oricum voi schimba formația la pauză pentru că cred că vom intra cu scorul de 1-0 pentru ei. Încet pasele Oviedo, să nu dăm autogoluri astăzi. Anișebe nu reușește acolo să câștige la cap. Acum de Ulozeu. Mamă, câtă forță are Spinoza. Ia uite-i, doamne. Hai, Fellaini, rupe-le picioarele, că m-a sturat de ei. Spinoza, pase bună, Aurier. A jucat mai bine ca Bocchetti Aurier astăzi. Nu fluiera, tu moare. Ba da, cum să nu fluier? Se încheie prima repriză. Avem o supărare, dacă este traducere din engleză cuvântul upset. Pentru că atunci când se produc surprize, spune în engleză upset. Deci avem o supărare. Însă o vom trata prin faptul că vom băga 3 fundași. În atac vor fi Anișebe și Lukaku. Cam va veni Bernard. Doar să mai am schimbări destule. Unde ești? Berli, Fellaini și Jorginho. Jorginho n-ai ce căuta. Dar nu-i formația asta care trebuie. E 3-5. Care e formația? Nu, facem formația asta, 3-4-3 și mai ofensivă de atât. KDM vine Fellaini, Bocchetti, Aurier și Coleman. E ok pentru că Oviedo intră Miralas. Întrebarea e dacă avem destule schimbări. Da, trebuie să intre și Kone pentru că Anișebe nu mai e atacant. Bernard, Lukaku, Kone, Jorginho, nu mai am o schimbare, sunt cu o schimbare pe minus. Asta este. Jorginho joacă LM acum. Nu va juca cine știe ce, dar să sperăm că îl vom da pase cu el. 3 schimbări. Haideți să vedem dacă cei de la Wigan Athletic vor rezista la a doua repriză. Deja Jorginho pe poziția de LM recuperează foarte bine și are spațiu. Jorginho! Oh my god! A intrat în poartă! A intrat în poartă, jocule! A trecut de linia porții cu mingea în mână. Dacă arbitrul n-ar avea și el scleroză multiplă, poate era altceva. Mana, trece de 3 oameni. Acum Boys către Pedersen. Din nou scapă Boys, de asta e periculos, joci cu 3 fundași. Însă Boys se întoarce, deci avea spațiu în față să dea gol, însă s-a întors, că știe că Mglenesen! Oh! Ce ocazie! Pentru că Wigan joacă incredibil. Am avut foarte aproape să mai primim încă un gol. Bernard de la el, sper să fie magie în acest match. Bernard trece în viteză, este liber acolo Lukaku! Centrare proastă! What the fuck was that? Acum Fellaini, gol! Fellaini! Este 1-1! Când echipa are nevoie de el, Fellaini
face un pas în față și înscrie, la fel ca și meciul cu Juventus, tot cu capul înscrie golul de 1-1 și acum suntem la egalitate cu Wigan. Sperăm că vom mai scrie un gol și vom obține cele 3 puncte. Însă Wigan joacă bine. Acum foarte bine acolo Lukaku. Recuperează, Lukaku omoară încă un om. Foarte bine acolo Barley către Bernard. Bernard în concentrare către Lukaku, sper. Lukaku e acolo. Oh my god. Habs i-a jucat un joc incredibil. Dacă nu luăm în calcul faza care trec cu mingea în poartă și arbitru n-a dat gol. Kone, foarte frumoasă combinația. Lukaku către Kone, ce pasă de Lukaku. Kone, centrează. Acolo este Bernard, care va înscrie cu siguranță cu capul. Mana, 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 mana către Maluni. Și comentatorul a spus mana, mana. Însă Kone recuperează foarte bine. Și Bernard, care chiar a jucat bine astăzi. El a fost schimbarea de care am avut nevoie. Apare această fază care a dat pasă greșită. Să Fellaini îl distruge pe adversarul său. Aurier către Barley. Pase bună. Kone versus Boyce. Faultează Kone. Apare nu ai voie să scoți cuțite, să-i bagi în picioare adversarului. Reguli noi probabil. Barley. Pase greșită. Oh my god. Hai Miralas, că n-ai jucat nimic tot meciul. Miralas pasă către Bernard. 1-1 cu Garcia. Nu așa, de ce ai preluat așa? De ce ai preluat așa, Bernard? Tic. Espinoza. Foarte bine acolo, Fellaini. Și acum este o ocazie bună pentru noi. Barley încearcă să dai o pasă normală. Și scapă. Scapă Maluni. Sunt foarte bine acolo, vine în apărare Aurier, 77. Aproximativ 10 minute rămase. Foarte bună pasă de către Kone. Este foarte liber în centru. Te rog, Kone, o centrare normală, nu de Aurolac. Jorginho către Lukaku. Se luptă acolo și pierde mingea și este out. Minutul 80. Un egal nu mă mulțumește, dar să nu pierdem. Nu cumva să pierdem. Spinoza, pase bună. Trebuie să câștige Aurier și o face, dar dă pase greșită. Unde sunt mijlocașii mei? What? Joc cu trei fundași special ca să am mulți oameni la mijloc și nu-i nimeni la mijloc. The fuck? Oh no! Oh! Am găsit că va intra în poartă torpila lui Spinoza. Am scăpat. Intră Dick în locul lui Mugmana. Ce nume? Acum Kone! Oh my fucking god, boys! Cum ai tu defending 9999 ca să faci intervenția aia? În meciul cu Juventus, pe partea aia era Chiellini. A făcut aceeași fentă cu Fellaini și a trecut. Și acum Boyce e mai bun ca Chiellini la defending. Ok, jocule. Respect asta. Boyce mai mare ca Fellaini. Ca Fellaini, ca Chiellini. The fuck, Aurier? Ce cauți în atac și de ce dai pase de alea? Tu la 89. Hai, Bernard versus Garcia. Bernard l-a trântit pe Garcia, care are 1,94 m și a dat mingea în aut. Bernard, nu-i bate, te rog frumos. Mă vor trage timp, pentru că așa este echipa asta, rahat. Pe nume Wigan Athletic, care au jucat incredibil și trag de timp pe acest final. 1-1 va fi scorul final. Au jucat ca cea mai bună echipă din lume și arbitrul, bineînțeles că fluieră imediat cum se face într-un 90. 1-1. Jorginho omul meciului, aparent. City, au, logic, au câștigat la Spurs. Și am rămas pe locul 2. Însă deja City sunt cu 6 puncte în fața noastră. Data viitoare vom juca cu echipa lui Suarez. Italia. Aștept pentru că îmi place Italia. Aștept și aici, aștept și aici. Gibbon, Oviedo și Velios se plâng la mine că Violeticea nu-i lasă în pace. Liverpool
echipa de la Career Modul lui Quick se află pe locul 7, nu ca și în cariera sa. Însă trebuie să-i bate neapărat pentru că au 26 de puncte. Dacă ne vor bate, vor face 29 și se vor apropia de noi. Hai să ne uităm. Am nevoie de mai mult timp, spune Casabian, managerul echipei Everton, pentru că este căutat de Cone să-l omoare. Și Casabian a spus, vă rog, te rog Cone, lasă-mă să mai trăiesc puțin ca să fac ceva. Pantilimon a explodat, plus 3, facem un scod report scurt. Coleman plus 1, Aurier plus 0, păcat, Ochetti 0, oricum nu așa ca el să crească, dar joacă bine. Nu și meciul ăsta, dar avem ce joacă bine. Oviedo plus 2, Jorginho plus 1, Fellaini plus 1, plus 1, Miralas plus 0, Miralas nu prea joacă deloc bine uneori, mai bine îl bat pe Kelvin în meciul următor. Sau poate chiar și îl vând pe Miralas în perioada transferuri și mai caut un râm mai bun. Anișebe este la moral, este amenințat. Oare cine a îndrăznit să-l amențe pe Cone? Probabil FBI-ul. Deulofeu pentru 8 milioane a venit. Plus 2 Lukaku, asta e fantastic. Wanyama a crescut și el cu 2. Gibbon, Bernard Naka, Kelvin a crescut. Cone scade, de când a fost împușcat de FBI nu mai poate face așa repede. Velios plus 2, nu-i rău. În rest, nu mai distruși mental. Justin Bieber, plus 1. Baines, 0. Da. Nu este rău. Hai să ne uităm și cine este goalgetter pe aici. Bale este goalgetter. Jovetic pe locul 2. Wolfswinkel de la Norwich. De ce în fiecare carieră este un jucător de la Norwich care este mereu goalgetter? Sau în primii 3. Acum, Wolfswinkel... În fel 2013 știu sigur că era unul Holt, care a fost golgheter cu 32 de goluri până la final. La noi Lukaku se află pe locul 6, asisturi, Kone și Miralas cu câte 4. Kagawa măcar în FIFA se joace la titular la United, dacă în realitate nu joacă deloc. La clean sheet-uri, Loris este pe același nivel cu Pantilimon și De Gea. Pantilimon a jucat incredibil. Și aici se încheie episodul. Dacă v-a plăcut, vă rog frumos, nu uitați să dați un like și să vă abonați. Iar până data viitoare, vă urez tuturor o zi bună!